toată lumea pare să aibă câte o teorie despre ce înseamnă să mănânci sănătos, nu e așa? Cred că și tu ai întâlnit oameni care sunt siguri că știu exact ce e bine pentru tine. Poate chiar ai încercat să urmezi diverse sfaturi sau diete care promiteau sănătate perfectă. Dar dacă spun că multe dintre lucrurile pe care am fost învățați despre mâncare ar putea fi complet greșite, ce ai spune? Știu, sună cam ciudat și probabil nu-ți vine să crezi. Dar adevărul e că alimentația nu e un subiect atât de simplu cum pare. E mai mult decât doar mănâncă asta și vei fi sănătos sau evita asta și totul va fi bine. Realitatea e că lucrurile sunt mult mai complexe. Uite, fiecare dintre noi are o idee despre ce înseamnă mâncare sănătoasă. Poate pentru unii, asta înseamnă să nu mai atingă niciodată o bucată de carne, iar pentru alții să găsească un echilibru între plante și proteina animală. Și sincer, nu-i pot învinui. Stilurile de viață sunt atât de variate în ziua de azi, încât e normal să existe atâtea opțiuni și păreri. Imaginează scena asta. La o masă stau două persoane. Unul are în față o friptură suculentă bine făcută, cu toate aromele la locul lor. Celălalt a ales un bol de salată colorată, proaspătă, fără pic de carne. Și acum, ce e amuzant e că amândoi sunt absolut convinși că au făcut alegerea perfectă pentru sănătatea lor, pentru corpul lor și chiar pentru echilibrul lor interior. Dar cine are dreptate? Sau și mai important, chiar există un răspuns corect în toată dezbaterea asta? Ei bine, astăzi vreau să deschidem această cutie a misterelor împreună. Și, sincer, s-ar putea să afli lucruri la care nu te-ai fi gândit vreodată. Așa că dacă ești pregătit să vezi dincolo de etichete și de ideile preconcepute, dacă vrei să înțelegi de ce acest subiect creează atâta pasiune și controverse, rămâi cu mine până la final. Promit că va fi un subiect super interesant. Știm cu toții că avem o tradiție destul de unică la noi în România. Poate ai observat și tu, la noi posturile sunt ceva foarte obișnuit. Tradiția creștin-ortodoxă ne oferă într-un fel un echilibru natural între perioadele în care consumăm carne și cele în care renunțăm la ea. Practic, e o formă de echilibru care ne învață să alternăm între o alimentație bazată pe carne și una mai simplă, bazată pe legume, cereale și fructe. Ce e interesant e că aceste perioade de post nu sunt doar despre religie. De fapt, ele sunt o ocazie pentru corpul nostru să se odihnească, să se curețe dacă vrei și să scape de excesul de grăsimi saturate din carne. E ca o resetare pentru organism. Și cumva, strămoșii noștri au descoperit intuitiv acest echilibru chiar înainte ca studiile moderne să confirme beneficiile. Uite, îmi amintesc de bunica mea. În perioada posturilor, întreaga familie renunța la carne și lactate, iar masa era plină de legume și mâncăruri simple, dar pline de gust. Pentru ea și pentru mulți alții de atunci, postul nu era doar o tradiție religioasă, ci și o ocazie de a se simți mai ușor, mai bine în pielea lor. E ca și cum acele perioade de post deveneau un prilej de reconectare cu natura, cu mâncarea simplă și cu sănătatea lor. Așa că, dacă te gândești bine, postul e mai mult decât o simplă regulă religioasă. E un exemplu frumos de moderație și de echilibru. Ne arată că, indiferent de convingerile alimentare pe care le avem, fie că suntem vegani, vegetarieni sau omnivori, un pic de moderație poate fi cheia. E un echilibru care unește credințele, sănătatea și respectul pentru natură. Acum, când vine vorba de sănătate, alegerile noastre alimentare nu sunt doar o chestiune de preferință, nu? Poate și tu te-ai întrebat de ce unii oameni simt că au nevoie de proteină animală pentru a avea energie maximă. Ei bine, hai să-ți explic un pic cum funcționează asta. Proteinele animale, cum sunt cele din carne, ouă și lactate, sunt numite complete. Ce înseamnă asta? Simplu spus, este că ele conțin toți aminoacizii esențiali de care corpul nostru are nevoie și pe care nu îi poate produce singur. Practic, când mănânci o bucată de carne sau un ou, corpul tău primește acești aminoacizi într-o formă pe care o poate folosi imediat și eficient. E ca și cum îi dai corpului toate piesele necesare pentru a funcționa corect. Pe de altă parte, veganii trebuie să-și obțină acești aminoacizi esențiali din mai multe surse. De exemplu, o combinație de orez cu linte sau năut cu quinoa oferă corpului toți aminoacizii de care are nevoie. E un pic mai complicat, dar nu imposibil. E doar o chestiune de combinație și echilibru între alimentele vegetale. Mai există un aspect interesant aici, biodisponibilitatea, adică cât de ușor reușește corpul nostru să absorbă și să folosească acești nutrienți. Uite, de exemplu, proteinele din carne sunt mult mai ușor de absorbit și utilizat. Așa că, pentru cineva care are nevoie de o recuperare rapidă după antrenamente sau de un plus de energie pe termen lung, proteinele animale pot fi mai eficiente. Și asta nu e tot. Sunt anumite vitamine și minerale care se găsesc mai mult în produsele de origine animală, cum ar fi fierul și vitamina B12. Ambele sunt esențiale pentru energie și pentru funcțiile noastre cognitive. Fierul din carne, de exemplu, se absorbe mai ușor decât cel din plante. Și vitamina B12, care, apropo, nu se găsește în alimentele vegetale, este crucială pentru sănătatea sistemului nervos și a creierului.
Din acest motiv, veganii trebuie să fie atenți și să suplimenteze aceste vitamine, pentru că lipsa lor poate duce la oboseală extremă și alte probleme de sănătate. Dar să nu crezi că doar veganii întâmpină provocări. Dietele omnivore, care includ multă carne roșie sau procesată, pot crește riscurile cardiovasculare și pot duce la inflamații în corp. Și poate ai auzit că Organizația Mondială a Sănătății a clasificat carnea procesată drept cancerigenă. Asta i-a determinat pe mulți să-și regândească alimentația și să caute echilibrul, alegând mai degrabă carnea albă sau pește. Deci, indiferent de dieta pe care o alegi, e important să fii atent la ceea ce mănânci și să înțelegi ce beneficii și provocări poate aduce fiecare tip de aliment. Până la urmă, alimentația e un joc al echilibrului, iar corpul nostru știe să ne spună ce îi lipsește. Și acum, hai să discutăm despre impactul pe care alegerile noastre alimentare îl au asupra mediului. Poate că ai mai auzit despre asta. Veganismul e adesea văzut ca soluția perfectă pentru a proteja planeta. Și la prima vedere chiar pare logic. Creșterea animalelor pentru carne necesită resurse mari, apă, terenuri și da, generează și multe emisii de gaze cu efect de seră. Ca să-ți dau un exemplu, pentru a produce un kilogram de carne de vită sunt necesare aproximativ 15.000 de litri de apă. Și e mult, nu-i așa? Practic, fiecare friptură vine cu un preț ascuns în apă și energie. Însă, surpriză, nici agricultura intensivă pentru dietele vegane nu e complet lipsită de impact asupra mediului. Să luăm spre exemplu soia. O mare parte din soia produsă în lume este folosită fie pentru hrana animalelor, fie pentru produse vegane. Și aici vine problema. Pentru a susține această agricultură intensivă, păduri întregi sunt defrișate, inclusiv în Amazon. Așa că, în realitate, chiar și unele culturi necesare dietelor vegane au o amprentă ecologică semnificativă. Mai mult decât atât, impactul ecologic al diferitelor tipuri de carne variază. De exemplu, carnea de vită are un impact mult mai mare asupra mediului decât carnea de pui sau de pește. În același timp, metodele de creștere pot face diferența. Dacă animalele sunt hrănite pe pășuni naturale, în ferme sustenabile, impactul asupra mediului poate fi mult redus. Așa că, uite, o abordare flexitariană, adică reducerea consumului de carne fără a-l elimina complet, poate fi un compromis interesant. Poți alege să consumi carne mai rar, dar de o calitate superioară, provenită din surse sustenabile. În felul acesta, contribui la protejarea mediului fără să renunți complet la carne. Uneori, soluțiile sunt chiar la mijloc. Acum, trebuie să recunoaștem. Una dintre cele mai puternice motivații pentru veganism este compasiunea față de animale. Nu știu despre tine, dar eu am auzit de multe ori că oamenii aleg să devină vegani după ce văd documentare despre condițiile în care sunt crescute și sacrificate animalele. Industria cărnii a fost intens criticată pentru practicile sale, iar mulți oameni simt că nu pot susține astfel de metode. Dar hai să privim și din altă perspectivă. Există și ferme mici unde animalele sunt crescute cu respect, în mod natural, pe pășuni și unde procesul e mult mai uman. Acolo, fermierii încearcă să mențină o relație de respect cu animalele și să asigure un mediu de viață cât mai bun pentru ele. Aceste ferme se ocupă adesea și de regenerarea solului și de protejarea biodiversității, încercând să creeze un echilibru între nevoile umane și cele ale naturii. Un alt aspect despre care nu se vorbește foarte des este impactul agriculturii intensive necesare pentru anumite produse vegane, cum ar fi soia și porumbul. Aceste culturi sunt adesea crescute monoculturi, adică mari întinderi de teren cu o singură cultură, și asta poate duce la pierderea biodiversității. În plus, pentru a proteja aceste culturi, sunt sacrificate animale sălbatice, precum iepurii și păsările care trăiesc în acele zone. Paradoxal, chiar și o dietă vegană, în formele sale industriale, poate duce la suferința indirectă a animalelor. Și atunci apare întrebarea, există o cale de mijloc? Poate că pentru unii oameni, eliminarea completă a cărnii nu este realistă sau nu este cea mai bună soluție pentru corpul lor. Dar, dacă alegem să consumăm carne într-un mod sustenabil de la producători care respectă animalele și mediul, am putea găsi un echilibru între etică și nutriție. Într-un fel, fiecare dintre noi poate decide unde se află limita, bazându-se pe propriile valori și pe modul în care răspunde corpul său. Nu există o soluție universală, dar poate că o dietă echilibrată cu carne din surse etice poate aduce o pace interioară între etică și nevoile noastre nutriționale. Sunt câteva lucruri interesante pe care probabil nu le știai despre impactul alimentelor asupra mediului. De exemplu, ai auzit vreodată câtă apă e necesară pentru a produce anumite alimente? Avocado, de exemplu, e foarte popular în dietele vegane și e plin de nutrienți, dar în unele regiuni consumul de apă pentru producerea lui este atât de mare încât afectează resursele locale de apă. Deci, chiar dacă pare o alegere sănătoasă și verde, avocadul poate avea un impact ecologic mai mare decât ne-am imaginat.
Pe de altă parte, și migdalele sunt foarte iubite în dietele pe bază de plante, dar și ele necesită foarte multă apă pentru a fi cultivate. Știai că un singur sâmbure de migdal necesită aproximativ 3 litri de apă? Da, 3 litri pentru un singur sâmbure. Așa că, nu toate alimentele vegetale sunt neapărat mai prietenoase cu mediul decât carnea. Acum, nu spun că aceste alimente nu sunt bune, sunt sănătoase și pot face parte dintr-o dietă echilibrată, dar e bine să știm că există o diferență între ce e bun pentru corpul nostru și ce e bun pentru planetă. Aici, ideea de echilibru intră din nou în joc. O soluție mai prietenoasă pentru mediu ar fi să ne orientăm spre legume și fructe locale, de sezon. Produsele cultivate local nu doar că sunt mai sustenabile, dar adesea sunt și mai proaspete și au un gust mai bun. Până la urmă, fiecare aliment vine cu un preț ascuns, fie că vorbim despre apă, teren sau resurse energetice. Așa că, dacă vrem cu adevărat să facem alegeri sustenabile, poate că ar trebui să ne gândim și la cum a fost produs alimentul, nu doar la ce ne oferă din punct de vedere nutritiv. Așadar, am ajuns la finalul acestei călătorii. După ce am discutat despre atâtea perspective și aspecte ale alimentației, un lucru e clar. Nu există o soluție unică perfectă care să se potrivească tuturor. Dietele vegane, omnivore, flexitariene, toate au beneficiile și provocările lor, iar ceea ce funcționează pentru unii poate să nu fie la fel de potrivit pentru alții. Mi-a venit în minte o poveste despre o prietenă care acum câțiva ani a decis să treacă de la o dietă bazată pe carne la veganism. A căutat mai multă energie, sănătate, un mod de viață mai simplu și la început chiar a simțit o îmbunătățire. Dar după câteva luni a început să se simtă obosită și să aibă probleme digestive și atunci a decis să reintroducă treptat puțin pește și ouă în dietă. Și-a găsit în sfârșit echilibrul, iar aceasta i-a adus o stare de bine pe care o căuta. A fost un semnal că nu există o soluție universală, trebuie să ne ascultăm propriul corp și să vedem ce funcționează pentru noi. Așa că vreau să te întreb și pe tine, unde te situezi în această dezbatere? Poate simți că ai găsit deja răspunsul pentru tine sau poate ești încă în căutare. Dar cred că, indiferent de alegerile tale, cel mai important lucru este să fii deschis la cunoaștere, să asculți ce spune propriul corp și să experimentezi până găsești echilibrul potrivit pentru tine. Și dacă vrei să continui această călătorie alături de mine, dacă te interesează mai multe despre sănătate, echilibru și cum să faci alegeri mai bune, te invit să te abonezi la canal. Împreună putem să învățăm, să ne susținem și să găsim ceea ce funcționează cu adevărat. Până data viitoare, nu rămâne decât să te salut cu respect!